Bună, numele meu este Cristina Bâra, sunt formator în abordarea psihoterapeutică a traumei Compassionate Inquiry și terapeut somatic. Astăzi aș vrea să-ți recomand cartea Esența învățăturilor lui Buddha, scrisă de Thich Nhat Hanh și publicată recent la editura Herald. Una din povestioarele foarte drăguțe și pline de învățături din această carte se referă la un bărbat și un cal. Calul galopează cu toată viteza și omul pare că se grăbește undeva. Cineva strigă de pe margine și îl întreabă: "Hei, unde te grăbești așa?" Iar omul răspunde: "Nu știu." Întreabă calul. Cam așa ne îndreptăm și noi de multe ori prin viață. Ne grăbim să ajungem undeva, dar nu știm exact unde anume vrem să ajungem. Suntem pe pilot automat în mare parte a timpului și ne este foarte greu să ne conectăm la noi înșine. Această carte este ca o invitație de auto-explorare. Vei găsi tot felul de povestioare care te vor invita să iei un moment de pauză și să reflectezi. De asemenea, un alt subiect foarte important adresat în această carte se referă la suferință și te invită prin anumite întrebări să explorezi ce anume e în spatele suferinței tale, ce anume se întâmplă atunci când poate te activează cineva, te supără și care sunt modalitățile prin care tu contribui la suferință în viața ta. Și cel mai mult mi-a plăcut în această carte faptul că te invită să încerci pe pielea ta, să vezi ce funcționează pentru tine și să-ți găsești propriile răspunsuri. Este ca o călătorie care curge foarte frumos. Sper să-ți fie de folos!